Vremea capricioasă din ultima perioadă a luat prin surprindere autoritățile locale, care au început deja tratamentul pentru combaterea insectelor. Până în acest moment au fost efectuate tratamentele cu aeronava special concepută pentru pulverizare. Însă pulverizarea la sol va fi amânată până ce vremea se va îndrepta. Țânțarii par să fie cei mai deranjanți pentru oameni. Cetățenii sunt vizibil deranjați de insectele dăunătoare care apar odată cu sezonul cald. Țânțarii sunt cei care îi agasează deseori pe oameni. Deși prima parte din tratamentul pentru combaterea insectelor a fost făcut cu aeronava, oamenii sunt sceptici din cauza ploilor ce au apărut. Sunt țânțari, sunt, n-ai ce să le faci. Sunt mai puțini de când au dat cu acele substanțe. Păi dar n-ați văzut, ieri și alaltăieri. Și vi se pare că a scăpat cumva? Păi și pe urmă a plouat. Vă dați seama că toată soluția care se dă pe iarbă sau nu știu ce, se împrăștie sau nu știu ce, pe urmă a spălat o ploaie sau nu știu. Deci a făcut un lucru degeaba. Părerea mea acum, bine că nici vremea n-au știut nici ei că o să plouă sau nu știu ce, dar aia deci trebuie să câteva zile să persiste sau nu știu ce și na, mai dispar din ei, dar dacă a venit ploaia aia și a spălat tot. În sezonul cald te deranjează țânțarii, reprezintă un disconfort pentru tine? Noaptea. Cam atâta, dar peste zi nu. Tu locuiești la casă sau la bloc? La casă. Și sunt mulți și la casă? Nu chiar așa, mai vin pe la flori, dar nu. Crezi că programul acesta de dezinsecție aeriană este bun? Mai diminuează din insectele astea dăunătoare? Da, se cunoaște o diferență. De obicei sunt destul de mulți țânțari? Da, mai ales pentru insecte și este un lucru bun în această privință. Totuși, autoritățile locale au anunțat că efectul tratamentului aviochimic aplicat până acum nu se va diminua din cauza ploilor, însă pentru tratamentul la sol se va aștepta o prognoză meteo favorabilă, astfel încât rezultatele să fie imediate și rapide. Într-adevăr, vor fi efectele pentru următoarea lună de zile, fără niciun fel de probleme, după care se va relua peste, luna viitoare, din nou se va relua procedura. Vor fi etapele care vor fi de la sol, acelea vor fi în perioada următoare, tot așa când condițiile vor fi prielnice, dar chiar dacă plouă după această perioadă de în care se pun soluțiile respective, important în primele ore să nu plouă, după care totul este în regulă. Substanțele care sunt pulverizate atât la sol cât și în aer, în vederea combaterii insectelor dăunătoare, nu sunt dăunătoare pentru animalele de companie, oameni sau păsări. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății.